Sunt doctorand la Princeton și cel puțin mediul pe care l-am descoperit până acum mi se pare foarte, foarte pozitiv și plin de susținere și chiar mă ajută să mă dezvolt. Mi-am descoperit așa o pasiune paralel cu cea pentru științe, pentru limbile străine și pentru lingvistică. Olimpiada de lingvistică e mai mult un joc de logică, un puzzle. Un joc de puzzle atât de bine executat, încât acum Dan Mirea știe 9 limbi străine și învață mandarina. N-am simțit o pasiune în special pentru limbile străine până în clasa 11, când am început cu Olimpiada asta de lingvistică și am înțeles, de fapt, că limbile nu sunt doar o chestie așa de memorat și o chestie foarte, foarte arbitrară, ci că regulile pe care se bazează limbile chiar au o logică foarte mare și sunt niște sisteme foarte interesante care evoluează în timp și care au legături între ele. Legături descifrate de Dan Mirea, legături care i-au deschis calea spre cunoașterea nu doar a celor 9 limbi străine, ci și a culturilor din 10 de țări și șansa de a le vedea și înțelege la ele acasă. El, elevul de acum 9 ani al Colegiului Național Frații Buzești din Craiova. El, elevul care în ultimul an de liceu a fost primul și a rămas singurul român care a cucerit o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Biologie. Dragul de biologie a venit încă din gimnaziu, de fapt, când am descoperit Olimpiada în clasa 7-a și apoi cumva s-a dezvoltat toată pasiunea în liceu cu ajutorul doamnei profesor Ginelia Petrescu. Am reușit, în clasa 7-a am fost olimpic național, apoi în fiecare an în liceu am mers la națională și până la urmă în ultimele două clase am mers și la internațională și în clasa 12-a cumva a culminat totul cu prima medalie de aur pentru România și singura până în prezent. A fost momentul în care s-a și declanșat conflictul interior. Trebuia să tranșeze lupta între științe și lingvistică. Până la urmă am decis să aplic la biologie și la științe și am intrat la Cambridge, la Universitatea Cambridge, pe științe. Și când, mă rog, asta a fost înainte să iau medalia de aur la biologie și apoi am absolvit foarte convins că asta va fi drumul meu. Părinții l-au încurajat să studieze în străinătate. Când ai ieșit în urmă cu 8 ani pe ușa acestui colegiu, știai cum va arăta viitorul tău? Era imaginea clară? Se aseamănă în sensul că fac ceea ce mi-am dorit mereu, să fac cercetare, însă într-o altă țară, în SUA, în loc de Marea Britanie, și într-un alt domeniu, psihologie în loc de biologie. Suntem în Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, seamănă în mediul academic, comparându-l cu cel în care ai învățat până acum? Chiar seamănă. De fapt, culorile Princeton sunt portocaliu cu negru, deci avem foarte multe spații așa portocaliu. Când am făcut master, care e cumva un fel de anul 4 în Anglia, am descoperit cumva partea asta de științe cognitive, mai mult de psihologie, mai puțin despre creier și mai mult despre gândire și despre minte. Și asta mi s-a părut foarte super fascinant. Și în același timp am dezvoltat un interes cumva mai personal pentru sănătatea mentală. A simțit la un moment dat nevoia să împărtășească experiențele și cunoștințele lui și a creat un canal de conținut educațional. Se numește Danny's Brain, creierul lui Danny. Deci tot în zona, am ales un nume care să reprezinte subiectul. Am în jur de 350.000 de urmăritori în total pe cele două platforme. Vorbesc despre cum funcționează mintea umană și despre sănătatea mentală, despre cum funcționează limbile, tot felul de bucățele mici de informație, mici efecte psihologice sau mici fenomene lingvistice care eu le-am învățat de-a lungul timpului și încerc să dau mai departe informații. Și nu s-a oprit aici. Dan Mirea a obținut anul acesta două granturi în valoare de 250.000 de dolari pentru a studia efectul recompenselor sociale de pe rețelele de socializare. Noi am examinat specific efectul recompenselor sociale asupra comportamentului și cât de mult cumva ne controlează recompensele astea sociale, de exemplu like-urile, comportamentul pe social media. Și am văzut că, în general, la toți oamenii vezi că dacă primești mai multe like-uri, postezi mai mult și postezi mai similar ca lucrurile care ți-au
dat like-urile respective, adică vrei cumva să recreezi și să primești din ce în ce mai multe recompense. E ca un fel de, ca un fel de adicție, însă dacă compari persoanele cu depresie cu persoanele fără depresie, vezi că persoanele cu depresie au un efectul ăsta e mai puternic la persoanele cu depresie. Peste ani, Dan Mira se vede tot peste ocean, unde consideră că se poate împlini profesional. Își dorește o carieră academică, dar și să fie omul căruia îi pasă de educație și comunicarea științei.